Vă spunem un bun venit tuturor în această seară. M-aș fi bucurat, ca de obicei, la sfârșitul seminariilor, să vă anunțăm că mai sunt două, trei, dar este ultima întâlnire a noastră în această seară. De aceea vă spunem, bine ați venit, oaspeților noștri, simțiți-vă bine. Nu vreau să fiți timizi, nu vreau să vă ridicăm în picioare, dar acolo unde vă aflați, Iisus vă iubește și ne-a ales această ocazie ca să fie în mijlocul nostru și cu toții să ascultăm cuvântul Lui. De asemenea, vizitatorilor noștri care sunt acasă, sunt în fața micilor ecrane, instalați-vă bine, faceți-vă comozi, dar avem o rugăminte la dumneavoastră. Chemați-i pe toți care sunt în casă să se întâlnească cu Iisus. Pentru o oră și jumătate, Iisus vrea să fie gazda noastră a tuturor și vrea să ne învețe. Ne-am bucurat și în celelalte seri, dar și în dimineața aceasta, când am primit mesajele dumneavoastră de încurajare, de susținere și rugăciunile dumneavoastră. Ne fac bine, ne împuternicesc și ne dă curaj și chiar ne învață acolo unde avem câte o mică neregulă. Aș vrea să dau citire câteva mesaje care le-am primit. Adrian și Alina Neagu, din București, ne scriu. Am ascultat și aseară prezentarea. Ne-a plăcut mult. Domnul cu tine și în seara aceasta. Cristian, pentru tine este mesajul acesta de încurajare. Domnul să fie lăudat, să te întărească și să fii binecuvântat. Mult curaj! Un alt mesaj ne spune, l-ai prezentat pe Iisus ca cel mai bun și minunat prieten al tău, al nostru, al tuturor. Dumnezeu mi-a vorbit și l-am simțit în seara aceasta. Sunt sigur că a atins multe inimi prin cuvintele tale spuse pline de har. Minunate cuvinte. Domnul să te binecuvinteze. Pentru cei care nu au fost aseară, tema noastră s-a intitulat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? Aș numi eu apogeul tuturor seminariilor. Iisus a fost singur. A rezistat, a venit și ne-a mântuit. Nu încetați să trimiteți mesajele dumneavoastră, rugăciunile dumneavoastră și, de ce nu, întrebările pe care le aveți. În continuare, vă invităm pe toți să ascultăm următoarea cântare de cor, care se intitulează Nu pot să nu te uit.
obicei, în fiecare seară am avut întrebări. Suntem bogați și în întrebări în această seară, de aceea Cristi te invită alături de mine. A fost serii în care am avut 3 întrebări, 4 întrebări, în seara asta nu spun numărul. Vă spun eu că încă am mai tăiat una, pentru că n-am înțeles exact la ce se referă. Hai să vedem prima întrebare. Ce puteți să ne spuneți despre imaginile pe care le folosiți? Sunt persoane care ne întreabă. De unde le-ați luat? Și dacă sunt cele mai reprezentative? Cineva a făcut aluzie și la porunca a doua. Cum o tratăm? Aș vrea să spun că deopotrivă sunt oameni care au apreciat imaginile, alții care m-au tras de mânecă un pic și pentru că sunt în sală și unii și alții, merită să răspundem pe față. Cele mai multe imagini, cele de concept, că a fost o mână, că a fost altceva, sunt luate de pe Dreamtime. Și se cuvine să dăm un copyright tuturor celor care au muncit pentru asta. Imaginile cu Domnul Hristos și ucenicii în diverse ipostaze și în seara aceasta vor fi mai multe, sunt luate de pe un site al Bisericii Sfinților din zilele de pe urmă, mormoni, îi știm noi. Au făcut un film despre Domnul Hristos foarte bun, cu imagini, cu cadre foarte autentice după Scriptură, așa că, întrucât sunt puse free pe internet, pe site-ul lor, de acolo le-am și luat și persoanelor cărora le-am dat deja link-ul, mi-au mulțumit așa cu multe litere, mulțumesc mult. Pe de altă parte însă, am fost întrebat și dacă nu cumva prin imaginea Domnului Hristos repetată de atâtea ori sau pus în fața dumneavoastră, nu încălcăm cumva porunca a doua care spune să nu ne facem nicio reprezentare a Domnului Hristos. Sigur că există un risc să te asociezi, să te apropii de un chip anume, să-ți rămână în minte așa și să nu-l mai vezi altfel. Aș vrea să spun oricărui ar fi îngrijorat de chipul Domnului Hristos pe care l-am proiectat noi pe ecran, că Domnul Hristos este mult mai frumos. Mult mai frumos. Nu știu eu să spun dacă brunet, păr lung sau altceva, dar este mult mai și mult mai frumos. În același timp am folosit explicația următoare. Ceea ce facem noi aici este o oră de pedagogie. Pur și simplu folosim reprezentativ anumite imagini, după cum un copilaș are o Biblie ilustrată. Nu înseamnă că Iisus este cum arată în Biblia lui ilustrată, dar înseamnă că așa îl înveți să vadă anumite lucruri. Așadar, rămâne textul de astăzi ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, iar dacă e cazul, putem să stingem și proiectorul și să predicăm fără imagini. Mulțumesc! Rămân la textul care spune omul n-a văzut, la orice n-a văzut, la urechea omului nu s-a suit. Întrebarea două. Sunt de multe ori întrebat și nu știu să răspund la întrebarea. Se găsește în Matei 12. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. A fost o profeție. De ce Iisus nu a stat 3 zile și 3 nopți în pământ? O aplicăm așa la literă, la virgulă? Să știți că textul acesta a dat bătaie de cap multor oameni, pentru că Domnul Hristos a spus efectiv așa, 3 zile și 3 nopți. Voi sta în mormânt. Ori, orice calcul am face, hai că 3 zile sau parte din 3 zile ne-ar ieși. Pentru că Domnul Hristos a murit vinerea înainte de apusul soarelui, de s-a pus ca o zi, a urmat sabatul a doua zi și el a înviat în cea de-a treia zi. Însă 3 nopți nu ne ies. Aș vrea însă să atrag atenția asupra unei formule. Semnul acesta al lui Iona nu a stat în matematică. 3 zile și 3 nopți. Și Domnul Hristos spune, după cum Iona a propovăduit ninivitenilor, așa și eu voi propovădui poporului acestuia. Și la un moment dat le spune, aici este unul mai mare decât Iona. Deci, accentul, citim toate pasajele acestea din celelalte evanghelii, accentul nu cade pe câte zile și câte nopți, ci cade pe faptul că le-a predicat unui popor care s-au pocăit. Străini, păgâni.
le-a predicat despre Dumnezeu, în timp ce poporul evreu, avându-l pe Iisus în mijlocul lor, nu au crezut și l-au aruncat în mormânt. Totuși, o matematică este aici. Dacă vă aduceți aminte de Evanghelia după Matei, la finalul ei, sâmbătă dimineața au venit la Pilat niște inși mai mari ai poporului și au zis: ne-am adus aminte că înșelătorul acela a spus că în 3 zile va învia. Și spune Scriptura așa: dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi. Ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună a înviat din morți. Până când trebuia să-l păzească? Eu aș fi zis, dacă mergeam după logica noastră grecească, occidentală, contemporană, aș fi zis: împărate, dă poruncă să se păzească mormântul până în a 4-a zi. Că a zis că 3 zile și 3 nopți. Dar observați că ei spun un lucru: până în a 3-a zi. Și dacă s-ar fi furat, s-ar fi furat într-una din nopțile acelea, mai ales în ultima noapte. Ori nu m-aș împiedica de matematica 3 zile și 3 nopți, că 3 nopți nu ne ies la calcul. Luăm Biblia pe orice parte și nu ne ies. Dar setul acesta, când spunem, hai să fim serioși, numai noi știm să spunem că pleci într-un sejur și sunt 6 nopți, 7 zile, 6 nopți sau combinații de felul ăsta. Altfel, dacă știi că ai plecat undeva, spui 3 zile, spui 4 zile sau o săptămână și nu stai să numeri câte zile și câte nopți. Fapt este că Domnul Hristos a murit vineri, a înviat duminică, iar când ucenicii spre Emaus i-au povestit străinului, au zis: iată că astăzi este a 3-a zi de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Mulțumim, Cristian. Am mai avut întrebări din Apocalips. Sunt cele mai grele? Nu sunt cele mai grele, doar că nu sunt la temă. Hai să vedem. Cineva ne întreabă la Apocalips 14, cu versetul 6 și 7. Aș dori să vă spun, suntem limitați de timp. Și nu vom putea da răspunsuri, cred, largi. Dezvoltate în ore, dacă nu zile, sunt seminarii de Apocalipsa care exact le dezvoltă mult mai mult. Cristian, cred că va răspunde scurt și bref la această întrebare și poate nu este întru totul răspunsul, dar în următoarele ocazii poate vom avea și seminarii de Apocalips și alte seminarii la care vei fi invitat. De ce zbura îngerul prin mijlocul cerului? De unde venea el cu Evanghelia veșnică? Ce este Evanghelia? Mai continui? Ce semnifică toate acele detalii din verset și ce trebuie noi să înțelegem? Ia așa, câte una și... Număr și sunt 5 bucăți. Evident că este nevoie de un seminar de Apocalipsa. Eu mă înham să-l țin, dacă mă invitați. Avem altă temă în seara asta. Am pregătit altceva. Vrem să ascultăm lecția lui Petru. Ok. Totuși, dacă ar fi să răspundem pe scurt, ceea ce vede Ioan este o viziune. Un înger care zboară prin mijlocul cerului. De unde venea? De la Dumnezeu. Îngerii, scrie Scriptura, sunt duhuri slujitoare trimise, da, să ne slujească. Ce este Evanghelia? Evanghelia este vestea cea bună. Vestea cea bună despre venirea Domnului Hristos pe lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Ce semnifică toate celelalte detalii din versetul 7? Și închinați-vă celui ce a făcut marea și izvoarele apelor, pământul, este o recunoaștere a lui Dumnezeu ca Dumnezeu creator. Este o palmă dată evoluționismului și este o readucere a mintea rădăcinilor noastre. Ce trebuie să înțelegem din această solie îngerească? Trebuie să înțelegem exact ceea ce spune ea, că este o evanghelie veșnică a tuturor neamurilor, a tuturor timpurilor, aceeași. Hristos a murit pentru noi, iar noi trebuie să o vestim mai departe întregii lumii. Amin. Întrebarea 4. Vă rog să explicați, dacă se poate, cu mai multe amănunte, Romani 7, 1, la versetul 6. Cum să murim? Sau când am murit? Romani 7, 1, 6. Știu că te uiți la mine și vezi că am deschis la Galateni și mi-a și șoptit la Romani. Biblia spune așa. Sau nu?
Ba da. Apostolul Petru spune despre scrierile lui Pavel că în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ca și pe celelalte scripturi. Vreau să vă spun că pasajul acesta, Roman 7, de la 1 la 6, este unul dintre cele mai dificile ale scripturii. Mi-am bătut capul cu asta, am făcut un curs la master despre așa ceva, comentatorii recunosc că este un pasaj dintre cele mai dificile. Însă, în teologie suntem învățați un lucru și vi-l spun ca să-l știm cu toții. Un text neclar este explicat printr-un text mai clar. De aceea am deschis la Galateni. Pentru că ce înseamnă să murim, cum să murim sau când am murit, vă citesc doar din Galateni, capitolul 2, versetul 20. Și cu asta cred că împușc mai mulți iepuri și pentru cei care au întrebat de cruce. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Păi ai murit sau... Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Mulțumesc. Ultima întrebare. Vă rog să explicați textul din Apocalipsa 22 cu 2. Și în special, ultima parte. Să știți că urăsc ori de câte ori văd ultima parte. Un profesor la seminar ne spune așa: niciodată să nu predicați frânturi de versete. Citește, domnule, tot contextul, citește tot versetul, tot contextul, tot capitolul, toată cartea. În felul acesta ajungi la o bucățică. Pentru că dacă aș citi ultima parte, este așa: neamurilor. Sau vindecarea neamurilor. Sau la vindecarea neamurilor. Sau, hai să citesc tot versetul. Hai. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Atunci când vom învia, ce vârstă vom avea? Vom învia la vârsta la care am murit? La vârsta Domnului Hristos? La o vârstă medie? Unii au murit de mici. Alții au murit de bătrâni. Eu cred că în zilele acelea va avea loc o egalizare. Nu știu, efectiv, nu știu. După cum nici noi nu putem să spunem ce vârstă avea Adam. Adică, noi știm că avea o zi, două zile, trei zile. Dar în ce maturitate a ființei lui a fost făcut? 30 de ani? 20 de ani? Nu știm. Dar credeți că la înviere va avea loc o egalizare? Cei bătrâni, dacă vor fi în viață așa, vor întineri. Cei mici, dacă vor fi în viață așa, vor crește. Și observați un lucru, roadele sunt roade. Vom mânca poate din ele, dar frunzele vor fi cu adevărat plante medicinale. Și ne vor vindeca de orice rând. Nu știu ce rând vom mai avea atunci. Poate doar rând sufletești, când vom vedea că unii sunt, unii nu sunt. Sunt încă lucruri care întrec imaginația noastră. Și hai să rămână pentru un seminar de Apocalipsă. Mă gândeam să te întreb, Cristi, ai fost acolo când ai citit versetul 2? Doar ultima parte. Ne bucurăm mult să ajungem cu toții acolo și să aflăm răspunsuri la toate întrebările noastre. Vă mărturisesc și eu, la toate și dumneavoastră, avem întrebări, avem frământări, avem griji, așa cum le-am avut pe parcursul acestei săptămâni, și suntem limitați. De timp, spațiu, înțelepciune și alte. Dar va veni o zi când vom cunoaște totul. În seara aceasta mai sunt trei tineri care vor să-L laude pe Domnul și invit aici pe Selin, Naomi, Flavius să-i ascultăm. J'étais belle.
capitolul 1, versetul 10 și 11. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă invit să ne unim inimile în rugăciune și să lăudăm pe Dumnezeu. Tatăl nostru care locuiești în înălțimea cerului, din nou venim înaintea ta copleșiți de dragostea care ți-o arăți fiecare clipă pentru ființele noastre. Dorim să-ți mulțumim în mod deosebit, iubit de Tată, pentru că și ziua aceasta o putem sfârși în locul acesta la picioarele tale. Îți mulțumim din suflet, Tatăl nostru, pentru că fiecare zi, fiecare seară a fost vegheată de tine. În ciuda a ceea ce se întâmplă în locul acesta, în țara aceasta, în lumea aceasta, în locul acesta am putut să găsim pace, liniște și mângâiere prin cuvântul Tău. Dorim să-ți mulțumim pentru aceasta și te rugăm, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, că același Duh care a schimbat inima lui Maria, a lui Petru, a lui Nicodim, să lucreze și la viața noastră, să ne transformăm viața, Tatăl nostru, și viața noastră trăită în lumea aceasta, în țara aceasta, să fie o dovadă că te așteptăm pe norii cerului. Amin. Îți mulțumim în mod deosebit pentru făgăduința care ai făcut-o poporului tău, că vei reveni. Și dorim, Tatăl nostru, să aprinzi acest foc în inimile noastre. De aceea suntem în locul acesta, pentru că dorim, Tatăl nostru, ca să vii pe pământul acesta și să ne iei la tine în împărăția ta. Amin. Ne punem la dispoziția ta și în seara aceasta și vrem să fim binecuvântați de tine. Noi care suntem în locul acesta, dar te rugăm prin puterea Duhului Sfânt să binecuvântezi și pe cei care ne privesc de la distanță, care sunt în fața ordinatoarelor. Iubite Tată, în mod deosebit și în numele Fiului Tău, cerem putere asupra fratelui Cristi. Dorim să punem în brațul Tău, să-i sfințești gura Lui, să-i sfințești ființa Lui și dorim, Tatăl nostru, ca El să fie o unealtă în mâinile Tale. Dorim, Tatăl nostru, ca să ne lăsăm copleșiți și în momentul acesta și în seara aceasta de dragostea Ta și dorim să-ți mulțumim de pe acum dacă vei avea un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare, te rugăm ca să ne miște acest cuvânt și să nu rămânem la starea aceasta de căldicei. Dorim, Tatăl nostru, să ne trezim în acest timp atât de special și să ne putem uni în dragoste, unii pentru alții și astfel să te mărturisim în lumea aceasta. Amin. Îți mulțumim în numele Tău, scumpa Domnului Iisus Hristos. Fii lăudat în veci de veci. Amin. Dacă de dimineață am avut nevoie de minute bune ca să învățăm despre Toma, au fost multe experiențe, multe relatări în Evanghelie despre Toma, despre ucenicul Toma. Ați găsit multe episoade despre Toma? Știți cum mi l-am numit eu? No name. Foarte puțin. Un singur episod. El a vrut să vadă și să pipăie cu mâna lui, pentru ca să creadă. Haideți să vedem ce a fost nevoie să vadă, să facă, să schimbe în viața lui numărul unu dintre ucenici. Eu l-am pus number one pe Simon Petru. Petrule, mă iubești mai mult decât orice? Îmi permit să intervin, nu era în programul lor, însă nu pot să nu invit în față, lângă noi, câteva persoane care au trăit experiența acestei săptămâni din plin. Și aș vrea să le invit chiar acum. Aș vrea să le invit pe Tabita,
Aș vrea, ok, pe Viorica, pe Melania, pe Jennifer, pe Ionica, pe Magda, pe Shana, pe Mariana, pe Mariana și pe Alina. Ok, mulțumesc. Veniți mai dreapta. Da. Vă spune ceva? Sunt 9 persoane care săptămâna aceasta au primit parcă o doză în plus de dragoste din partea lui Dumnezeu, l-au descoperit în dimensiunea aceea unui prieten minunat și dacă ați ascultat acum jumătate de oră, o oră în urmă, mărturiile lor, care au fost redate chiar cu lacrimi din partea unora dintre voi, da, e adevărat, aproape că ați zis, de ce nu sunt și eu în eșantionul acesta? Sunt persoane care au hotărât să încheie un legământ de credință cu Dumnezeu prin botez. Așa că vă invităm mâine la ora 5, ora Belgiei. Vă invităm mâine la ora 5 în biserica unde am fost un an de zile în urmă, acolo unde este sediul conferinței, pentru că va avea loc botezul acestor 9 persoane. Și spunem Dumnezeu să le binecuvinteze. Amin. Aș dori să le întreb înaintea celor prezenți, legământul pe care îl faceți mâine prin botez, doriți să rămână un vot pe care să-l dați lui Dumnezeu pentru toată viața voastră sau pentru restul vieții voastre? Da. Doriți să rămâneți în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, prin studiu, prin ocazii de a-L mărturisi și altora? Da? Cu pasiune? Cu convingere? Tot timpul? Amin. Doriți să susțineți viața acestei biserici prin prezență, prin implicare și prin tot ceea ce puteți să dați ca biserica aceasta să fie instrumentul lui Dumnezeu pentru încheierea lucrării pe acest pământ? Amin? Ne bucurăm pentru că dragostea din tâi clocotește în inimile lor și din mărturiile lor am înțeles că este atinsă cota maximă a experienței cu Dumnezeu. Este momentul în care sare capacul de pe oală datorită presiunii din interior. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, n-au fost împinse de părinți, fetele, n-au fost motivate de vreo căsătorie, n-au fost solicitate în vreun fel sau altul, ci este voință proprie, alegere liber consimțită să-i aparțină lui Dumnezeu prin legământ. Vă invit pe toți cei prezenți. Dacă simțiți împreună cu grupul acesta și ați dori ca mâine să-i vedeți îmbrăcați în robele albe pentru botez, să le dați un vot de încredere, de acceptare. Vă mulțumesc frumos! Iată o pădure de mâini și în spatele lor inimi călduroase, care vă încurajează, vă așteaptă și mâine vă vor însoți la ocazia botezului. Amin. Vă invit să luați loc. Dumnezeu să binecuvinteze experiența ta, Cristi, la finalul acestui serial, Iisus, prieten minunat, care de fapt este un început de slujire în Belgia și Dumnezeu să facă ca lucrul acesta să aducă multe roade. Amin. Amin. Mulțumesc frumos. Hai să trecem. Ce vă place mai mult? O poză sau un album de poze? Vreți să vedeți, spre exemplu, cum a fost la o nuntă? O poză sau un album? Album, normal. Pentru că în album
Nu vezi doar ce au vrut mirii, doar poza de tablou, de ramă. Poate mai vezi și altceva prin spate. Dar ce v-ar plăcea mai mult? Un album foto sau filmul video? Pentru că pe filmul video, dintr-o dată, nu-i mai vezi cum au stat la poză și n-a ieșit una, mai facem două, trei. Ci acolo, cum au ieșit, au ieșit și-i vezi. Dar ce v-ar plăcea mai mult? Filmul video sau să fii fost la nuntă? Originalul, nu? Ei bine, ce am văzut zilele acestea au fost flash-uri. Nicodim, Levi Matei, Maria Magdalena, așa mai departe. Astăzi aș vrea să vă prezint mai mult decât niște flash-uri, un album. De foarte multe ori riscăm să ne judecăm unii pe alții văzând o poză. Apare o poză în presă și judeci după poza respectivă. Și dacă ți-ar arăta cineva cadrul un pic mai mare sau din altă parte sau un filmuleț, ți-ai dat seama că poza respectivă a fost doar un decupaj și pus într-o ramă anume. Viața noastră de credință nu se cade să fie judecată nici de alții, nici de noi, din flash-uri. Pac! Te-am prins. Astăzi i-am văzut pe candidații la botez, nu? Să faci o poză cu ei acum. Pac! Frumos! Mâine faci cu ei în alb. Pac! Frumos! Dar peste un an, dacă i-am mai scoate în față, să dea Domnul să fiți mai albi. Însă fiecare dintre noi știe că are și alte momente în viața lui. Când se mai și pătează. Și pozele acelea nu le-am vrea. Și Dumnezeu nu ne judecă nici după cea mai bună poza noastră, nici după cea mai proastă poza noastră. Dumnezeu are mai mult de o poză, are un album. Și are mai mult de un album, are un clip video. Și are mai mult decât clipul acela video. El a fost în viața noastră. El a umblat cu tine pas cu pas. Și știe cel mai bine pe unde ai trecut. Așa că vestea bună este că nu vom fi judecați după poză. Ei bine, astă seară, mergând pe același text, că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, cunoașterea aceasta, spuneți-mi, în câte secunde se face? Câte ți-a să te uiți la o poză? 3 secunde? 5 secunde? Dacă e un detaliu, să zicem că mai întorci un pic. Și pe Dumnezeu cum l-om cunoaște? Din flash-uri, pac, unul pe săptămână, pac. Mai stăm un pic, săptămâna viitoare se mai deschide un text biblic, clic, iarăși un text. Așa? Nu. Personajul din seara aceasta, Simon Petru, Dorel a numit number one dintre ucenici, într-adevăr, în toate listele de ucenici ai Domnului Hristos, pe Petru, Simon Petru, îl găsim primul. Ei bine, vreau să vedem viața lui din flash-uri ca să facem un album și să ne dăm seama ce înseamnă, de fapt, o viață de om credincios, cu căderi și cu ridicări. Titlul este luat din Evanghelia după Ioan, unde Domnul Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești tu mai mult decât acestea, sau în greacă este un termen un pic ambigu, nu știu dacă se referă la masculin sau feminin. Dacă e vorba de aceștia, ceilalți ucenici, sau acestea, plasele, peștii și toate lucrurile de pe lumea asta. Cadrul numărul 1. Simon Petru, pe când nu se numea Petru, se numea doar Simon, este pescar. Locuiește în Betsaida. Deși cartierul general al Domnului Hristos a ajuns să fie Capernaumul, cetatea lui Petru, a lui Andrei, a lui Filip, era Betsaida. Erau pescari. Mi-l imaginez pe Petru un om adevărat. Cu mușchi, cu târzenie, foarte, pe de o parte, dependent de munca lui, pe de altă parte, foarte sigur pe ceea ce făcea. Asta știa să facă, să pescuiască. Împreună cu fratele lui avea o barcă și cu ea pescuiau pe Marea Galilei. Prietenii lor cei mai buni
Iacov și Ioan aveau afacerea un pic mai înstărită. Tatăl lor Zebedee avea și oameni angajați la pescuit. Viața lor are loc pe malul lacului. De acolo își câștigă existența. Sâmbăta se duc la sinagogă și de acolo află despre venirea lui Mesia. Până într-o zi, când la malul Iordanului, nu pe lacul lor, ci la malul Iordanului, apare o voce, Ioan Botezătorul. Un Ioan Botezătorul care predică apropierea venirii împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, spune el, pocăiți-vă. Și vin la el, încep să iasă tot felul de oameni, și vameși, și păcătoși, și soldați, și farisei, de toate soiurile. Când pescarii noștri au auzit semnalul acesta, și-au lăsat barca și mrejile și au zis, mergem și noi la Iordan. Și tinerii aceștia, să nu vi imaginați cum îi vedeți câteodată prin filme sau prin anumite tablouri, un Petru care îl urmează pe Domnul Hristos, un bătrân. Gândiți-vă că Domnul Hristos i-a vindecat soacra. De soacră s-a trăia pe vremea aceea. Stătea la el în casă sau el în casă la ea. În fine, ideea este că nu era de 80 de ani. Noi ne imaginăm, conform Scripturilor, că erau toți o mână de tineri. În plinătatea forței lor, în bărbăția lor. Și Petru, și Andrei, și Iacov, și Ioan, într-o zi, lasă mrejile și spun, ne ducem la Iordan. Se duc la Iordan să asculte pe predicatorul Ioan, pe care lumea deja îl numea Ioan Botezătorul. Într-o zi Ioan botează pe un anume, Iisus, și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În ziua aceea a fost dat un semnal. Domnul Hristos apoi a plecat în pustie 40 de zile și când s-a întors, Ioan l-a văzut din nou și a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Și spune Scriptura în Evanghelia după Ioan că doi dintre ucenicii lui Ioan, Ioan Evanghelistul și Andrei, fratele lui Petru, au mers după Iisus. Au stat cu el o seară și a doua zi, spune Scriptura, Andrei, el, cel din tâi, s-a dus la fratele lui Petru și i-a spus, noi am găsit pe Mesia. Simon Petru, din a doua poză, da, află despre Mesia. Domnul Hristos se uită la el și spune, tu ești Simon, te vei numi Petru și de acum îl ia după el. Și încep de acum, nu o poză, nu două, ci nenumărate flash-uri, semne și minuni. Primul semn Domnul Hristos l-a făcut în Galileea, în Cana Galilei. Am spus și în altă seară, nu în Nazaret, în Capernaum, nu în altă parte, în Cana Galilei. Cel de-al doilea a fost în Capernaum și de acolo au început semnele și minunile. Iar Simon Petru, nu uităm că el este personajul nostru din seara aceasta, Simon Petru vede minuni după minuni. Semne și minuni. Până într-o zi, când vede că Domnul Hristos nu se duce deloc spre Palatul Imperial, nu se duce deloc spre Curtea Marelui Preot, nu se ia deloc de aceștia, și se mulțumește să facă vindecări, învieri, să predice. Timp în care Ioan Botezătorul, adevăratul luptător pentru Dumnezeu, se ia la gât cu împăratul și împăratul îl aruncă în temniță. Și Petru stă dezamăgit și zice, ce ne facem? Iisus știe doar să predice, să vindece, să facă minuni, dar nu face nimic din ce așteptam noi să facă. Iar în timpul acesta Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat, cel care a spus despre el, iată-l pe Mesia, cel pe care noi toți l-am crezut proroc, zace în pușcărie. Și noaptea aceea, când s-a gândit la lucrurile acestea, era pe valurile Galilei, Mării Galilei, și n-a prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus a apărut la țărm, i-a cerut barca și a zis, dă-mi barca ta să predic din ea. A predicat poporului, după care a spus, hai în larg, să pescuim. Și țineți minte cât au prins în ziua aceea.
Întâi li s-a spus 153 sunt tura a doua, o să ajungem și la aceea în Ioan. Pescuirea minunată o găsiți în Luca, capitolul 5, unde spune că întâi li se rupreau mrejile, după ce i-au chemat și pe prietenii lor, începeau să se scufunde corăbiile decât pește prinseseră. Este ocazia în care Domnul Hristos, după o vreme, să nu ne imaginăm că Domnul Hristos l-a chemat pe Petru din prima. Să știți că pe efectiv chemarea ucenicilor a venit după un an și ceva în care ei au văzut semne și minuni, în care l-au urmat pe Domnul când și când. Era un soi de ucenici part-time. De data aceasta însă, Domnul Hristos îi cheamă și le spune așa: vă voi face pescari de oameni. Și atunci spune Scriptura că i-au lăsat totul și au mers după el. De atunci înainte au mers după el. După încă o vreme, Domnul Hristos îi ia în Cezarea din lui Filip. Mai țineți minte prima seară, fix acolo o săptămână. I-a dus într-un loc cu influențe păgâne, ca să fie departe de orice dușman, de orice spion, și întreabă acolo: cine ziceți voi că sunt eu? Iar Simon Petru este cel care, ca number one ce se afla, capitan de echipă, spune: tu ești Hristosul, Fiului Dumnezeului celui viu. Și Domnul Hristos îi spune: ferice de tine, Simone! Dumnezeu ți-a descoperit lucrurile astea. Și apoi începe să le spună că Fiul omului va fi răstignit, va fi bătut, baciocorit, scuipat. Iar Petru, mai țineți minte ce a făcut atunci? Până spune cuvintele astea, le-a spus bine. Spune Scriptura că Petru l-a luat deoparte pe Domnul. Cum l-a luat deoparte? Mi-e place să vin la textul acesta, să-mi imaginez. Cum adică l-a luat deoparte? Doamne, stai un pic. Ascultă la mine. Da? L-a luat deoparte, zice, și a început să-l mustre. Cine ești tu? Petre, îți permiți așa ceva? L-a luat deoparte, a început să-l mustre și a zis: ferească. Cum spunem noi: Doamne, ferește. Ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Și Domnul Hristos îl blochează dintr-o dată și zice: înapoi a mea, Satan. Cuvintele tale nu sunt altceva decât cuvintele celui din spate, ale lui Satana. Cum se poate, și aici deja vedem paradoxul vieții lui Petru, cum se poate ca acum să spui, să dai mărturia credinței tale și Hristos să zică: ferice de tine, Dumnezeu ți-a descoperit. Și fraza următoare: să vorbească Satana prin tine. Cum se poate? Asta este paradoxul vieții lui Petru și dacă nu îl recunoaștem, ne vom trezi noi înșine cu boala aceasta. Pentru că la rândul nostru o trăim. Sâmbăta cânti, te lauzi, lauzi pe Domnul, te bucuri de realizările din Scriptură, iar pe marți, pe miercuri, cam pe unde ești? Cam ce spui, cam ce gândești, cam ce faci? Trec peste mai multe deodată, poate vi-l aduceți aminte pe un Petru care a mers pe ape. Niciunul dintre noi n-a mers pe ape. Niciunul n-a avut credința asta pe care a avut-o Petru. El n-a zis ca Toma: Doamne, dacă ești Tu, dă să văd, să... Ci a zis: Doamne, dacă ești Tu, eu cred în Tine. Zi să merg pe ape. Și a mers pe ape. E ceva ce întrece capacitatea noastră de credință. E adevărat că s-a scufundat apoi, pentru că s-a uitat la valuri, la vânt, s-a uitat la din barcă și a început să se scufunde și el. Și n-a mai apucat să facă rugăciunea cum o facem noi: Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, te rog să mă scoți din apa aceasta. Dacă ar fi făcut-o așa, era necat de mult. Și a zis doar: Doamne, scapă-mă! A întins mâna și Domnul Hristos l-a scos. În altă ocazie, Domnul Hristos s-a schimbat la față. I-a luat pe muntele Tabor și acolo le-a arătat cum arată El în realitate. Noi avem cât un chip aici pe ecran. Ei vedeau un chip omenesc care mai transpira, care avea nevoie să spele pe față. Iar Domnul Hristos le arată cum arată în realitate. Spune Scriptura că avea o haină de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu poate să o dea.
și l-au văzut în slava Lui. Asta este ceva ce întrece mintea noastră. În altă ocazie au venit niște inși care au spus: învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu? Și pe Petru, ca de obicei, îl ia gura pe dinainte și zice: ba da! Iar Domnul Hristos îl cheamă în casă după aceea. Zice: Petre, de la cine iau oamenii bilul? De la străini sau de la, hai să o pun mai aproape, de la fiul împăratului? De la străini. Eu sunt fiul împăratului. Fiul împăratului nu plătește impozit tatălui. Dacă noi suntem fii împăratului, noi nu plătim impozit. Zecimea pe care o dăm noi la biserică, timpul pe care îl dăm noi lui Dumnezeu, celelalte sacrificii pe care le dăm lui Dumnezeu, dacă le dăm ca niște străini, atunci sunt taxe și impozite. Și merităm să primim înapoi chitanțe. Dar fiul nu plătește așa ceva. De aceea îi spune Domnul: Petre, ca să nu-i facem să păcătuiască, tu ai dat-o în bară, dar ca să nu-i facem să păcătuiască nici pe ei, du-te, aruncă undița, prinde peștele și primul pește pe care îl vei prinde, scoate din el și vei găsi un ban și cu el te duci și plătești. Petru a trăit o minune. S-a dus croit că el va pescui, primul pește va avea un ban în el. Noi n-am trecut prin așa ceva. La un moment dat Domnul Hristos le predică iudeilor și le spune: eu sunt pâinea vieții. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu va avea viață. Și evreii sunt oripilați. Ce e cu acest Halloween? Ce e cu acest canibalism? Să-l omorâm? Să-i bem sângele? Să-l mâncăm? Ce e asta? Și spune Scriptura în Ioan capitolul 6 că unii au zis: vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o înțeleagă? Iar Domnul Hristos zice: vorbirea asta este prea de tot? Dar dacă l-ați vedea pe Fiul omului, cum e el în realitate, cum a fost el în ceruri, dacă ați înțelege cu adevărat ce vă predic eu, cum ar fi? Și apoi invită și pe ucenicii lui, alții deja plecaseră, și îi invită și pe ei și spune: voi nu vreți să vă duceți? Plecați! Dacă vi se pare că e prea de tot ca Hristosul vostru să moară, sunteți liberi să plecați. Iar Petru, din nou, căpitanul de echipă, face o mărturie genială și spune: Doamne, la cine? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ne apropiem de finalul albumului, sunt 12 de toate până la cruce. Vine scena în care Domnul Hristos se așează la masă cu ucenicii. Mai țineți minte cum vă spuneam că erau așezați la masă? Ioan, primul, Domnul Hristos și Iuda. Iar apoi toți ceilalți. Și Domnul Hristos i-a spălat pe picioare pe toți. Spuneți-mi care a fost ultimul. Pentru că nici Toma, nici Natanael, nici Levi, nimeni n-a comentat. Dar când a ajuns la Petru, el era ultimul. Ultimul la masă. Când a ajuns la Petru, Petru a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Levi, dar tu de ce n-ai întrebat asta? Natanaele, tu de ce n-ai întrebat asta? Petru a întrebat și a zis: Doamne, așa ceva e peste puterile mele. Să speli mie picioarele. Și Domnul i-a zis: ce-ți fac eu acum, tu nu înțelegi. Vei înțelege după aceea. Ca dovadă că un flash, doar o poză, nu face totul. E nevoie să o revezi, să înțelegi contextul, să vezi după aceea cu alți ochi. În seara aceea, Domnul Hristos le-a spus că toți vor găsi o pricină de potignire și, cum studiam deja de aseară, Petru a zis: chiar dacă toți ar găsi o pricină de potignire, eu nu voi găsi, eu voi merge cu tine până la moarte. Cât a durat până a adormit. Știți că marile hotărâri nu se iau seara, ci se iau dimineața? Seara? Hai, ce visezi, ce planuri, ce vei face? Iar dimineața nu te trezești măcar, când sună ceasul să pleci în marea vitejie. Scoală-te la 6 dimineața și fă atunci planul.
Și vom vedea. Petre, mărturii de astea la ceas de seară nu țin. Apoi a urmat scena teribilă. Este efectiv prăbușirea lui Petru în ceea ce habar n-avea că este în sufletul lui. Când Domnul i-a zis înapoi a mea satană, o fi zis, exagerează. Însă în ziua aceea, în seara aceea, de fapt, când l-a trădat pe Domnul Hristos, când s-a lepădat cu blesteme și cu jurăminte și a zis că el nu-l cunoaște pe acest prieten minunat, aia a fost ocazia de drojdie a lui Simon Petru. Mai jos de atâta, n-avea unde să se mai ducă. Spune Scriptura că s-a uitat Domnul la el și el s-a uitat de asemenea și a plâns cu amar. A ieșit afară și a plâns cu amar. Iar la cruce, Simon Petru este absent. Cum sunt absenți și alții? Dar parcă de la capitanul de echipă aș fi așteptat ceva. Domnul Hristos moare, este pus în mormânt. În Duminica Învierii are loc răsturnarea întregului univers. Spune Scriptura că între ucenici lui Simon i s-a arătat primul. Dar înainte de asta, femeilor, îngerii, știți cum le-au spus? Duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că se duce în Galileea și acolo îl veți vedea. Domnul Hristos, când înviază, se gândește la cei care au fost loviți cel mai tare, la cei care sunt cei mai prăbușiți. Și spune, mergeți și ziceți ucenicilor lui și lui Petru. Pentru că amărâtul, cine știe pe unde este? În ce ungher se ascunde? În ce loc își plânge nemernicia lui? Duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Așa scrie în Scriptură. Căutați și veți vedea. Și lui Petru. Și când femeile s-au dus și au zis, fraților, îngerii ne-au spus, și ție, Petre! Și Petru zice, nu am auzit bine, și ție, Petre! Trădătorul, cel care nu era cu nimic mai bun ca Iuda, cel care odată zice, să mor eu dacă nu voi veni cu tine oriunde, iar după aceea zice, să mor eu dacă îl cunosc în vreun fel. Ei bine, acest om este în sufletul Domnului Hristos, în mintea lui și zice, spuneți-i și lui Petru, că mă întâlnesc cu ei în Galileea. Așa că ucenicii pleacă din Ierusalim, se întorc înapoi în zona Betsaida, Capernaum, se întorc din nou la mare. Așteaptă ca Domnul Hristos să li se arate din nou. Li s-a arătat în Ierusalim, cum am spus, în duminica aceea, li s-a arătat 8 zile mai târziu, dar apoi au plecat. Este fix capitolul 21, este epilogul Evangheliei după Ioan. Spune Scriptura că a treia oară când s-a arătat Domnul Hristos ucenicilor, a fost la Marea Tiberiade. Este aceeași mare, dar privit acum dintr-un alt unghi. Și spune că erau acolo 3 înși, încă 2 și încă 2. Știți cum îi numește? Simon, Toma și Natanael, fiii lui Zebedei și încă alți 2. Știți ce au în comun acești 3? Simon, Toma și Natanael? La un punct al vieții lor, fiecare dintre ei a zis, nu se poate să fie el. Natanael a zis, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Nu. Toma a zis, dacă nu văd eu, nu cred așa ceva. Simon a zis, nu-l cunosc. Iar acum Domnul Hristos, pe cine i-are cei mai aproape? Exact pe cei care au zis că nu. Cei 7 ucenici îl așteaptă pe Domnul și la un moment dat Petru zice, mă duc să pescuiesc. Urcă toți în corabie și noaptea aceea nu au prins nimic. Din nou, deja vu, am mai trecut pe aici. Am mai văzut scena asta undeva. A mai fost o noapte în care n-am prins nimic.
Dimineața o siluetă pe țărm le zice, băieți, ați prins ceva? Și ei trebuie să recunoască faptul că sunt goi. Nu. Străinul le zice, aruncați în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Și-au aruncat mreaja și-au prins 153 de pești mari. Când au ieșit la țărm însă, Ioan l-a văzut imediat, a strigat, este Domnul. Petru când a auzit, ca un adevărat capitan de echipă, cum i-am zis, și-a luat haina pe el și a sărit imediat în apă și a început să înoate până la mare. Nu-l mai interesau pești, barcă, ucenici, nimic. El vrea să apară din nou înaintea Domnului Hristos, pentru că Domnul Hristos i-a dat întâlnire. Și i-a zis, spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Și acum Petru sare în apă și vrea să iasă primul în fața Domnului. E iară Petru, ăla de care îmi place. Când ajung însă pe mal, observă că Domnul Hristos avea deja pește. N-avea nevoie de peștilor. Și când i-a întrebat dacă au ceva de mâncare, nu pentru că înfometa el, ci ca să vadă ei că fără el nu puteau face nimic. Așa că numără ei peștii acolo și Domnul zice, aduceți și din peștii pe care i-ați prins acum. Dar când s-a uitat, era deja jăratic pus acolo. Și Domnul Hristos îi cheamă la masă. Spune Scriptura că au mâncat și niciunul dintre ei nu îndrăznea să întrebe. Nici Natanael, nici Toma, nici Simon Petru. Niciunul dintre ei nu îndrăznea să zică, Doamne, ești Tu sau nu ești Tu? Pentru că știau că este Domnul. Și de acum începe cel mai frumos love story pe care l-am văzut în Scriptură. O poveste de dragoste între un om și Dumnezeu. Domnul Hristos, în timp ce mâncau, după ce au terminat de mâncat, îl ia pe Petru și zice, Simone, fiul lui Ion, mă iubești tu mai mult decât acestea sau aceștia? A arătat probabil cu mâna. Mă iubești tu mai mult decât tot ce e aici? Spuneți-mi, când ați întrebat pe cineva dacă vă iubește? Odată. Și dacă am mărturisit că da, a rămas așa. Știți că se mai plâng soțiile câteodată, dar nu mi-ai spus și mie că mă iubești. Ți-am spus odată? Și dacă ne schimbăm, mărturisiți nevestelor că iubiți și ele dumneavoastră. Se cade să facem exercițiul acesta și o să-l vedeți că de 3 ori este repetat în pasajul nostru. Spune-i nevestei că o iubești. Și spune bărbatului tău că îl iubești. Nu mori. Nu-ți face rău. Dar ziceți-mi, când îl întreb dacă te iubește? Când ai dubii. Când ai făcut vreo boacănă. Oameni buni. Cum ar fi dacă, uite, se vor boteza multe fete, da? Cum ar fi dacă ele într-o zi, când vor veni cavalerii, atenție tăticilor, da? Și eu sunt tătic de fată. O să vină și cavalerul, da? La ea. Și ea îi zice, mă iubești? Iar el îi zice, îmi place de tine. Hello? Ce te întreb eu și ce-mi zici tu? Eu te întreb dacă mă iubești și tu ca socru îți zici, flăcău, o iubești pe fie mea sau... Știți, îmi place de ea. La revedere. Vorbim când o iubești. Care dintre noi se mărită sau se însoară cu cineva de care îi place? Și atât. Mi-a plăcut de el, dar nu ne-am iubit niciodată. Ce vreau să spun este că Domnul Hristos îl întreabă, mă iubești? Și Simon Petru
Poți față în față cu cea mai importantă întrebare pe care ți-o pune Dumnezeu ție ca om, spune: da, Doamne, știi că te iubesc. Aha, am mai auzit pe asta. Eu până acum, cum facem noi oamenii, știți? Dovedește. Și cum dovedești că iubești? Cu un parfum? Cu un cadou? Eu mai spăl vasele pe acasă. Nu știu să fac mâncare și e singurul lucru pe care pot să-l fac în bucătărie, să spăl vase. Cum arăți că iubești? Ah, mi-a spus. În fiecare dimineață spune că mă iubește. E și? Dovedește că mă iubești. Domnul Hristos îi dă și o misiune și zice: paște mielușei mei. Suntem la grupa mică. Petre, avem de urcat, avem de crescut. Nu facem doar o poză. Clic. Și după o vreme zice: Petre, mă iubești tu mai mult decât tot ce e aici? Eu fac acum doar un schimb între imagini. Și Petru zice din nou: da, Doamne, știi că te iubesc. Domnul îi spune: paște oițele mele. Și pentru a treia oară îl întreabă: Petre, mă iubești? Ce vrea Domnul aici? Repetiție? Dacă ai spus de trei ori rugăciunea, se pune, și dacă ai spus-o doar de două ori, nu se pune? Unii au observat o matematică aici. De câte ori s-a lepădat Petru de Domnul Hristos? Și acum Domnul Hristos îi dă ocazia să se reabiliteze tot de atâtea ori. Ca în mintea oricărui ucenic și a oricărui cititor dintre noi să nu existe vreun dubiu. Domnul Hristos nu rămâne dator nimănui, dar în sensul la bun. Petre, mi-ai făcut-o de trei ori. Îți dau ocazia să te reabilitezi. Fă o mărturie. Și fetele și Ionică, cei care vă botezați mâine, mărturia voastră nu va fi în fața oamenilor. Va fi fața lui Dumnezeu. Aia se pune când vei zice: Doamne, te iubesc. Și Domnul îl întreabă pe Petru pentru a treia oară: mă iubești? Este momentul în care Petru se prăbușește și zice: Doamne, Tu pe toate le știi. N-are sens să-ți mai spun eu. Ce face mărturia mea? Dă-mi din gură. Tu pe toate le știi. Tu știi că te iubesc. Și Domnul Hristos îi zice: paște oile mele. Simon Petru este pus în slujba de păstor. Și de la un începător care să aibă grijă de mielușei, apoi la un ucenic care să aibă grijă de oițe, până când ajunge păstor. Cuvintele care s-au citit la început au fost luate din a doua epistola sa, când era bătrân și când era și el unul dintre ceilalți prezbiteri din Biserica lui Dumnezeu, dar se gândea la păstorul cel mare. Și spunea credincioșilor să nu considere că turma este ceva ce împarți la zaruri și ce ți-a căzut în parte e a ta și altuia e altă parte. Nu așa se poartă păstori. Este momentul în care Domnul Hristos începe să-i facă o mărturisire lui Petru de acum înainte. Și zice: Petre, au fost vremuri în viața ta când singur te încingeai și te duceai unde voiai. Ce înseamnă imaginea aceasta? Când se scula Petru de dimineață, el își făcea singur agenda. Zice: azi mă duc la pescuit dacă vreau, azi dorm dacă vreau, azi mă duc la Iordan dacă vreau, azi mă bat cu Levi Matei dacă vreau, fac ce vreau eu. Dar va veni o zi în care nu-ți mai pui tu harnașamentul pe tine și echipamentul și ești gata de bătaie, ci alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. Vei avea de purtat o cruce. Nu-ți crâșnind din dinți, ci vei avea de purtat o cruce. Și spune că îți vei întinde mâinile. Și Ioan Evanghelistul explică faptul că prin asta Domnul Hristos a arătat ce fel de moarte
va avea Simon Petru. Că va muri și el cu mâinile întinse. Domnul Hristos practic îi spune, Simon Petru, în viața ta, în fața ta de acum înainte, să știi că va sta ca țintă finală crucea. Te pun păstor, te-am reabilitat și ascultă-mă, va veni o vreme când îți vei întinde mâinile și alții te vor duce în altă parte. Nu i-a spus, Simone, stai liniștit, în 2 ani mă întorc. Tu oricum nu mai prinzi sfârșitul vieții tale, pentru că vine sfârșitul lumii mai devreme. Nu. Domnul Hristos îi dă dovada că sfârșitul avea să întârzie dincolo de viața lui. Că istoria Domnului Hristos cu neamul omenesc se continuă dincolo de un apostol, de un pastor, de un papă, de un oricine. Și îi spune, Simone, va veni vremea când tu vei muri. Dar să știi un lucru. La tronul Universului, eu am controlul. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Niciun lucru nu va trece dincolo de puterea și de înțelepciunea mea. Și lui Petru, încet, încet, îi se clarifică o imagine despre Domnul Hristos și o chemare despre care am citit în a doua epistola lui Petru. Domnul Hristos i-a zis atât. Vino după mine. Mesajul serii acesteia și al întregii serii de prezentări este că religia noastră nu este o pastilă. Ai luat o pastilă și gata. Ai devenit creștin. Dacă e așa de măsurat în ceva, e un gram de credință. Dar vreau să spun că viața de creștin este o viață, nu este un moment, nu este o pastilă pe care o iei, nu este o poză pe care ți-o face cineva, nu este o mărturie pe care ai făcut-o odată, ci este un traseu, este un parcurs care poate fi de un an, de 10, de 20, de 50, de o viață întreagă. Vino după mine. Și s-ar putea ca toți cei de aici să ajungem în mormânt. Mai devreme sau mai târziu, dacă Domnul Hristos nu vine curând, noi toți vom ajunge mormânt. Avem vestea cea bună, că toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și din nou se va repeta textul acesta, vino după mine. Și din mormânt ne va scoate Domnul Hristos după el pe cei ce suntem poporul lui. Și vă invit să fim din poporul lui. Închei cu o experiență foarte adevărată, dar care nu este o experiență de credință. Nu este ceva care, știți, de obicei predicile se încheie cu o ilustrație așa care să te doboare. Să vezi ce credință au avut unii și ce rahitici suntem noi. Eu vreau să vă prezint o altfel de experiență. Au un om viteaz, dar care n-are nicio treabă cu credința la prima vedere. În imagine este Eric Heiden, încă trăiește. Eric Heiden a fost un patinator în anii 80. La Jocurile Olimpice de la Lake Placid din America, în 80, jocurile de iarnă, omul acesta, Eric Heiden, a fost campion mondial la patinaj. Ați văzut dumneavoastră vreodată cum arată campionii la cursa scurtă de atletism la 100 de metri? Cam cum arată cei de la 100 de metri și cum arată cei care sunt campioni la maraton sau la 10.000 de metri? Unul este aproape culturist de mușchi ce are pe el, iar celălalt este vreun kenian mai ogar așa, i-ați văzut, da? Dacă îi pui în aceeași poză și spui că sunt amândoi campioni, nu prea îți vine să crezi. Nouă ne plac pozele acelea în care toți campionii sunt cu mușchi sau toți campionii sunt de un fel anume. Dar cum să-i pui pe cel de la viteză cu cel de la rezistență? De ce? Pentru că sunt alte pachete de mușchi,
activați. Și una este leul care, sau jaguarul, și alta este struțul sau nu știu ce altă jivină. Ei bine, la patinaj sunt 5 probe, sau cel puțin în campionatul acela, în Jocurile Olimpice de iarnă, au fost 5 probe. Și de scurtă distanță și de lungă distanță. 500 de metri, 1000, 1500, 5000 și 10000. Oameni buni, una e să fugi 500 de metri și alta e să fugi 10 km. Și ești pe patine. Eric Heiden a luat aurul la toate. La toate. La 21 de ani doborâse nenumărate recorduri mondiale, în general pe ale lui. I se spunea omul de aur. Deci el se hotăra, sezonul ăsta mai dobor un record. Sezonul următor, încă unul. La Jocuri Olimpice, gândiți-vă, sunt Jocuri Olimpice, acolo vine spuma tuturor. Eric Heiden este la start și toți știu cine va câștiga cursa. Pentru că nu discuta cu nimeni. Nu era cu steroizi, nu era cu... Pur și simplu era bun. Și foarte serios în antrenamentele lui. Fie că erau comentatori, fie că erau antrenori, fie că erau sponsori, fie că erau public, toți știau că Eric Heiden va lua aurul. Întrebarea era cine ia locul 2, 3. Ziarele își pregăteau deja titlul. Eric Heiden, un nou record sau o nouă medalie de aur. A fost însă ceva ce a fost observat în toate aceste curse, de la scurtă distanță la lungă distanță. Eric Heiden, cum am spus, a luat aurul la toate. Dar știți ce s-a observat la ceilalți? Sunt unii care n-au urcat pe podium, poate au luat locul 4-5 încolo. Sunt alții care au luat aur, au luat argint sau bronz. Între ei, la fiecare probă, au fost alergători care și-au doborât propriul record. Au fost best personal time. Cel mai bun timp personal. Și comentatorii au spus, ăsta se numește efectul Heiden. Nu-l întrece nimeni. Dar pe urma lui se întrec pe sine înșiși. Iar un comentator care avea idei despre creștinism a zis, hei, nu e la fel efectul Hristos. Și atenție, reiau un pic cum scrie Petru, pe care l-am văzut în seara aceasta, cum scrie el așa spre final de viață. Își începe epistola în felul următor. Simon Petru, Pontifex Maximus, cel mai mare dintre toți, number one, campion mondial, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către amărâți, către plebe, către cei care au căpătat o credință de același preț. Care a fost prețul? Jertfa Domnului Hristos, da? Către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea, neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Citiți epistola, ce să vedeți. Închei, adică mă duc la încheierea acestui pasaj. Fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți ce? Chemarea. Care chemare? Vino după mine. Caută să-ți o întărești. Chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți acest lucru, nu veți aluneca ca mine niciodată. În adevăr, în chipul acesta
Adică întărindu-ți chemarea, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Comentatorii sportivi au zis efectul Haydn. Eu am găsit ilustrația aceasta într-o carte veche din anii aceia și autorul creștin spunea: acesta este efectul Iisus. Care? Noi suntem împărțiți între unii care cred că vom învinge păcatul și alții care vor spune: nu vom învinge niciodată. Realitatea vieții noastre de creștin este că mergem după Domnul Hristos. Cine ia aurul? El. Întotdeauna. Că luăm argint, bronz sau poate ne urcăm pe podium măcar, pe urmele Domnului Hristos scoatem cel mai bun timp personal. Poate că vom cădea pe urma Lui. Poate că vom fugi mai repede decât alții. Poate că vom ieși ultimii din cursa aceasta. El rămâne modelul, El rămâne ținta, El are aurul, iar noi, fugind pe urma Lui, mergând pe urmele Lui, avem șansa să ne învingem pe noi înșine, să fim din ce în ce mai buni, prin puterea Lui, urmărindu-L pe El, văzând secretele Lui, văzând tactica Lui, văzând antrenamentul Lui, văzând tot ce poate face Domnul Hristos, venim și noi pe urma Lui. Este apelul cu care închei în seara aceasta. Pentru că nu este adresat doar lui Petru, ci ne este adresat fiecăruia dintre noi. Orice nume avem, puneți acolo și apoi citește așa: vino după mine. Este o lucrare de o viață întreagă. Nu-L vei prinde niciodată. El este locomotiva. Dar mergi după El. Vă garantez că nu veți pierde niciodată. Simon Petru ne este mărturie și nu este nevoie să mai mergem noi să punem degetul, să testăm noi, să punem noi la probă în vreun fel. Apostolii aceștia ne dau mărturie că mergând pe urma Domnului Hristos și-au găsit împlinirea vieții și spune Scriptura că cetatea din ceruri va avea înscrise numele lor. Și poate că unii vom intra pe poarta lui Simon Petru, pentru că am fost ca el. Iar alții vor intra pe poarta lui Toma, că au fost ca el. Însă toți vom ajunge, pe orice poartă am intrat, vom ajunge în fața tronului unde va sta Leul din Iuda și Mielul lui Dumnezeu. În numele Domnului Hristos, vă rog și vă implor să mergem după El. Și vă invit să încheiem cu... E ultima seară și ultima ocazie când cântăm în cadrul acestui program imnul acesta: Iisus, prieten minunat. Haideți să cântăm toată cântarea în picioare, așa, ca cum se cântă imnul național. Iisus, prieten minunat din cerul.
Să-i dați un vot celui mai bun prieten, să-i spuneți că doriți să-i rămâneți credincioși, doriți să-i rămâneți în slujirea cu experiențele de viață, așa cum am trecut în seara aceasta prin viața lui Petru, pentru ca la finalul alergării să fim împreună cu el. Să spunem în seara aceasta, să-i spunem Domnului Iisus că dorim să-L recunoaștem de capitan, merita aurul, cel din tâi, din toată zidirea, iar rând pe rând, generație după generație, individ după individ, dorim să ne depășim în experiența aceasta ca martori ai capitanului, acelui care este înaintea noastră. Nu știu cum am putea să facem mai bine, dar simt că este onoarea lui Dumnezeu să-i dăm un vot. Să-i spunem, Doamne Iisuse, vreau să rămân alături de Tine. Chiar dacă vor mai veni scăpări, căderi, nu uita că nu mă lepăr de Tine sau nu mă desprind de Tine. Te rog să mă duci până acasă, până la finalul alergării. Pentru că urmează să ne rugăm și să ne invit și pe Cristi lângă mine pentru rugăciune, aș vrea să invit pe toți aceia care chiar vor să-i dea un vot Domnului Iisus, să-L recunoască ca prieten minunat, să vină mai aproape, să vină mai în față, să fie votul pe care îl dau prin a avansa câțiva pași, în dorința de a lua mărturie Dumnezeu, că-i rămân recunoscător pentru mântuire, pentru făgăduințe, îi rămân recunoscător pentru tot ceea ce a făcut și vă mai face pentru mine. Vă invit cât mai aproape și ne vom ruga împreună. Toți cei care doriți să-i arătați Domnului Iisus credincioșie, devotament, recunoaștere, prietenie, vă invit să veniți cât mai aproape să ne rugăm. Toți cei care ați dori să-i spuneți celui rău că nu vă mai interesează niciodată șoapta lui, ispitele lui, aș dori să veniți mai aproape. Toți puteți să veniți mai aproape. Puteți să vă mișcați puțin spre interval în fața camerei, nu deranjăm. Să-i spunem Domnului Iisus, vrem să rămânem cu Tine. Putem să mai cântăm o dată, Iisus, prieten minunat? Haideți să cântăm și formula aceasta. Poate că între timp ne apropiem și mai mulți. Urmând să facem ultima rugăciune din serialul Iisus, prieten minunat. Oh,
care s-au spus atât de frumos una după alta, am avut cu noi prieteni, membri ai familiilor noastre, prieteni de-ai noștri, care au fost la fel de interesați și de entuziasmați de mesaj. Au fost alături de noi cei care au fost la clasa de pregătire pentru botez. Și pentru ei a fost o trambulină serialul acesta, care să-i ajute într-o decizie finală, fermă, și Dumnezeu să fie lăudat. Aș dori să mai pun o întrebare, dacă dintre aceia care nu au încheiat încă un legământ cu Domnul Iisus, dar în urma acestei prezentări și în momentul acesta de seară, am dorit să-i spună Domnului, mâine la botez vin și eu, Doamne, pentru că vreau să rămân cu Tine. Dacă este cineva iubit să vină în față. Pentru că am dorit să ne rugăm împreună și cu acele persoane care ar dori să se adauge celor 9. De ce 9? Să nu fie 10. De ce 10? Să nu fie 11. Dacă este cineva iubit să vină în față. Ca să ne rugăm împreună. Este cineva în sală? Cerul așteaptă, cerul te vrea. Iisus îți spune cuvintele, vino după mine. Ce zici, Cristina? Ești pregătită? Da? Vreți să veniți mai în față? Rămâi acolo. Amin. Ce zici, Lucian? Unde ești? Ești pregătit? Mai sunt alte persoane care ne-ar place ca noi să ne bucurăm împreună, dacă lucrul acesta considerați că este și voia lui Dumnezeu. Și nu avem niciun motiv să nu considerăm că este voia lui Dumnezeu să răspundem chemării vino după mine. Vreau să vă spun că ultimile bătălii se dau acum în generația noastră. Și bătălia va fi câștigată de Domnul Iisus Hristos. Și în spatele Lui, coloane vor fi cei mântuiți, cei care L-au recunoscut pe El ca Domn și Mântuitor. Și vă invit să fiți în coloanele celor mântuiți. Le invit pe Cristi să înalți o rugăciune pe finalul acesta și apoi am să adaug și eu câteva cuvinte. Tatăl nostru din cer, slăvit să fie numele. Amin. Am rugat ca întâlnirile acestea să fie spre slavă numele Tău și spre mântuirea noastră. Amin. Și îți mulțumim pentru fiecare suflet care a ascultat cuvintele acestea, care le-a pus la suflet și care în fața Ta a dat urmă cu din sufletul. Amin. Te rugăm pentru noi toți, pentru toți cei care sunt alături de noi și ne privesc de pe partea acum. Pentru toți cei care vor urmări mesajele acestea în viitor, ca Tu să poți de grijă fiecăruia, să ai Tu grijă de suflet și fiecare dintre noi să venim pe urmele Tale. Amin. Vreau să cerem iertare pentru toate ocaziile în care nu ne-am ridicat la înălțimea așteptată poate niște nevoie. Te-am trădat, Te-am mințit, Te-am păcălit pe cei din jurul nostru. Ne uităm la altul în vieții noastre și sunt destul de puține lucruri în care ți-am dat slavă. Însă te rugăm acum să ne învărți. Și te rugăm să umpli Tu firele Bune care rămân în viața noastră mai clar. Să fie numai cu chipul Tău. Te rugăm să ne faci pe noi biruitori în viața aceasta. Să ne ajut să scăpăm pe urme atâta timp cât vom avea să plare. Amin. Fii lăudat pe Domnul Hristos pentru toate lucrurile și numele Lui îți mulțumim. Amin. Și eu te rog, Doamne Iisuse, ca tot atât de mulți cât suntem în seara aceasta, să fim și mântuiți în împărăția Ta, iar alături de noi rudele, prietenii și toate generațiile de mântuiți să fie acolo încununați cu slava Ta. Amin. De asemenea, te rog să faci ca atmosfera din această seară să fie atmosfera adventismului acestei biserici de astăzi înainte. Atmosfera din această seară să fie atmosfera adventismului din Belgia și din zona aceasta Europei.
oameni care vor să vină după tine, oameni care vor să te recunoască ca Domn și Mântuitor. Amin. Te rog să-L binecuvintezi pe Cristi în continuare și să faci ca slujirea Lui să fie o adevărată binecuvântare pentru mielușei, pentru oițe și pentru oile pe care Tu le cunoști în turma Ta. Să-i binecuvintezi familia, pe Claudia, pe Măriuca și să faci ca împreună să formeze echipa mică care să se adauge echipei celei mari și împreună să alergăm spre țintă. Amin. Te rog să binecuvintezi biserica aceasta care le va fi iubitoare, le va fi suport și împreună să putem să zidim cetatea vie a Dumnezeului nostru ca piatră din campul unghiului rămânând Domnul Iisus Hristos. Amin. Pentru toate să fii lăudat, meriți. Tată, Mântuitorul Iisus Hristos și Duhul Sfânt care continuă să ne cerceteze. Amin. 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 Ce concluzii să mai facem în urma tuturor apelurilor care au fost făcute? Aproape totul s-a spus. Ce avem notat aici? Care vin cu întrebarea: Doamne, noi la cine să ne ducem? Doamne, noi unde să ne ducem? S-au întrebat ucenicii. Și așa cum Domnul Iisus a avut grijă și a amintit mielușii care sunt copilașii noștri, a amintit oițele care sunt adolescenții noștri și adulții care sunt oile, El ne avea pe toți. Suntem ai Lui. A venit pentru toți. În seriile care au trecut, fiecare dintre noi ne-am regăsit într-un personaj. Fie în fariseul Simon Leprosul, fie în vameșul Levi Matei, fie în Nicodim, fie în Maria sau Marta, fie în tânărul bogat, fie în Toma, fie în Petru. Cine suntem noi? Și ce vrem să facem noi și casa noastră? Dorim cu toții să-L lăudăm pe Dumnezeu și invit corul să vină și să cântăm împreună imnul Cânt de Speranță. Așa cum stați, plecați-vă capetele și împreună să medităm la acest timp minunat.
vorbeam cu cineva, o persoană dragă, o persoană pe care toți o cunoașteți, și spuneam că noi ne-am adunat. Frații și creștini din Bruxa s-au adunat sâmbătă trecut aici, au fost ușile încuiate și Dumnezeu a păzit intrarea și nu am avut nicio problemă. Și a spus, da, este vorba despre fratele Bartolomeu cu Stoichiță. Și spunea și pe mine, m-a păzit Dumnezeu. Și zice, într-un moment, în lucrarea mea misionară în Africa, nu de mult, m-am întâlnit cu un leu, a ieșit dintre tufișuri, la câțiva metri, cred că era 3-4 metri. M-a privit față în față, m-am uitat la el și leu are puterea să te nimicească din priviri. Și nu trebuie să te uiți în ochii lui. Am întors capul și am întors ochii și mă uitam așa un pic la el. S-a uitat leul la mine, s-a lins pe bot. A întors capul, a făcut o jumătate de pas și s-a întors înapoi la mine, s-a uitat din nou și a plecat. S-a dus în tufișuri. Cred că același Dumnezeu care l-a păzit pe el, ne-a păzit și pe noi toți. Nu numai sâmbătă trecută. Și duminică, și luni, și marți, și miercuri, și astăzi. Și mulțumiri fie aduse Tatălui că ne-a păzit, ne-a ocupit și am putut să fim aici. Mulțumiri fie aduse Mântuitorului, prietenului nostru minunat, Iisus Hristos, că a venit, a murit și prin sângele Lui puteam să fim mântuiți. Mulțumiri fie aduse Duhului Sfânt care ne-a ocrotit pas cu pas și ne-a inspirat și ne-a călăuzit și ne-a adus aici. Și ne-a dat harul Său, ne-a dat învățătura aceasta. Și între unii dintre noi a pus darul acesta ca mâine să fie botezați. Mulțumim de asemenea și diaconilor care și-au făcut partea lor și poate au îndurat frica, teama, frigul acolo la ușa de la intrare, dar au sacrificat timpul lor și au doar audio mesajul. Iar noi am fost aici, prezenți, am fost oaspeți. Mulțumim de asemenea tehnicienilor care seara de seară s-au zbătut cu microfoanele, cu încercările și cu ispitele. Ați făcut față până la capăt și am putut să avem microfoane aici, iar dumneavoastră cei de acasă ați putut să ne urmăriți. Mulțumim dirijorilor și muzicienilor care l-au lăudat pe Dumnezeu. Și tot ce am făcut, am făcut spre lauda și mărirea numelui Său. Mulțumim tuturor ascultătorilor, celor de departe, rămâne să ne revizităm, să urmăriți site-urile noastre care le-ați accesat și până acum și să ne priviți de departe. Vă mulțumim și vă salutăm. Celor prezenți, vă mulțumim pentru participare, pentru încurajare, pentru că dacă nu erați dumneavoastră și sala ar fi fost goală, nu era frumos. Dar împreună am putut să ascultăm acest mesaj minunat. Cristi, îți mulțumim și ție, Domnul să te întărească, să te binecuvinteze și să fie al nostru pentru următorii de 2 ani să slujim împreună pe prietenul nostru minunat, Iisus Hristos. Vă mulțumesc, vă spun la revedere.